Ia uitați-vă! Te ia un gol în stomac. Da. Și e și frustrant pe deasupra, pentru că eu n-am pus niciodată chestia asta. Bine, n-am fost niciodată la înălțimea asta. Cezarau nu are nicio problemă, pentru că Cezarau a fost toată viața lui la înălțime. Oh, dar aici deja e complicat. Hai cu neața și cu toate alea. Bună dimineața! Te-am urmărit. M-a luat prin surprindere, n-am știut că deschis camera așa, direct pe mine. Eu mereu te-am prin surprindere. Da, știu. Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să fie ultimul vlog de aici, din Sri Lanka, și o să mergem într-un loc foarte special, un loc pe care am vrut să-l vedem neapărat când vom ajunge aici, așa că l-am lăsat pentru sfârșit. Alina? Întrebare, Cezaro, ai luat Insta360? Da. Și bățul? Da. Ca update cu electricitatea pe aici. Tate, și să trecem de groapa asta. Ce s-ar rupa să vorbească dacă treci de groapă? Da, că mă înfrânează la vorbă. A, e o mașină. Deci vedeți și voi cum sunt drumurile pe aici. Ne facem cumva loc să ne strecurăm. E foarte greu. Aproape imposibil. Ce să mai... Hai, ușor, ușor. Ok. Mamă, dar ce ciudat e, acolo nu e, dacă calcă curata pe acolo, aici e. Nu, că mai are jumătate de metru de pământ. Ha, ușor, ușor, reușește. Hai și pe băiatul cu tuc-tucul, este, așa, de ce am decis să plecăm cât se poate de repede? Pentru că deja au ajuns cu curentul să-l oprească câte 13 ore pe zi. Și na, nu avem cum să facem nimic. Suntem foarte în urmă și cu lucru, și cu vlogurile. Dar nu avem încotro decât să plecăm de aici. Oricum, am stat 2 luni. Am mai fi vrut să vedem câte ceva pe aici, prin Sri Lanka. Dar lăsăm pentru altă dată. O să plecăm nu mâine, poimâine. Adică pe data de 4, pe data de 4 aprilie. Venim. Nu știu când o să vedeți voi acest vlog, probabil că o să-l vedeți undeva pe la sfârșitul lunii aprilie. Cam atâtea vloguri am în avans. Am ajuns aproape de destinație. Trebuie să mă duc să cumpăr bilete. Alina, rămâi tu aici, că se duce Cezarau. Bă, vrei să mă muști? De aici luăm tichetele și o să iau 2 persoane și un tuk-tuk. Hello. So, we are 2 persons and 1 tuk-tuk. Thank you very much. Am plătit 1200 de rupii, adică 5-6 dolari. 6... Undeva la vreo 24 de lei, cam așa. Gata, Alin. Da. E bine. Cam 24 de lei. Uite biletul. Ia, că-i soare acolo, dă-l încoace. 1250 de rupii. Ambuluawa Biodiversity Complex. Am ajuns după cam vreo oră de mers și de urcat. Ați văzut și voi pe cameră că am filmat cu Insta-ul. A fost destul de complicat. Poți dai masca așa, Alina, n-are nimeni masca aici. Lasă-o așa.
Acesta este turnul Ambuluaua. Și noi trebuie să ajungem până acolo, în vârf. Să vedem dacă o să reușim. Pentru că la mine s-ar putea să fie o problemă. Spuneau că persoanele așa bine făcute ca Cezarau s-ar putea ca sus la ultimile trepte să n-aibă loc. E foarte îngust, da. Ah, da. Okay. Acum nu-ți dai seama, știi? Dar când ajungi acolo o să vezi. Acest loc are mai multe viewpoint-uri. Unul e acolo, unul este aici, unul este fix în partea cealaltă și cireașa de pe tort este acolo, sus, în acolo. Exact. Acesta... O să vedem totul 360. Da. Acest loc, acest turn, de fapt, este considerat unul dintre locurile cu cele mai frumoase view-uri de aici, din Sri Lanka, și unul dintre locurile cu cele mai frumoase view-uri din lume. Acest turn, care de fapt este un templu, găzduiește câte un loc pentru fiecare religie. Acesta a fost primul loc de acest gen, primul templu, unde la un loc s-au adunat toate religiile. Mi se pare destul de interesant că îi unește, pentru că unii dintre ei cu religiile sunt cam dubioși, așa, se cam ceartă între ei. Dar uite, locul ăsta îi aduce împreună. Hai să vedem aici cum arată acest viewpoint. Vedem și noi ce se vede de aici. E bine că nu prea este lume. Asta e ce ne place nouă. Ia uitați-vă și voi. Peisaj. Hai să mergem puțin mai în față. Ia să vedem. Am crezut că o să ne apuce ploaia, dar uite că momentan avem noroc. Drumul este unul foarte frumos. Vedeți cum vine șoseaua așa. Foarte complicat pentru tuk-tuk, dar totodată spectaculos. Uite, aici este un templu, posibil ăsta să fie hindus, bucățica asta mică de aici. Da, da, e templu hindus. E hindus, da. Hai, Alina, mai departe. Mergem? Mergem. Hai să mai vedem un viewpoint și după aceea unde? Mergem. Unde? În partea cealaltă, parcă uite unul în față, acolo. Hai să mergem la ăla. Hai. Și după aia facem așa. Ne cocoțăm acolo în vârf, după care coborâm și mergem și la celălalt viewpoint. Și mergem la cealaltă, da. Și uite că mai era un viewpoint. Deci odată aici și bănuiesc că... acolo sunt niște mese unde poți să stai. Și imediat e acesta de aici. E plin de viewpoint-uri. Dai să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă aici, înăuntru, Alina? Înăuntru vrei să... Păi nu știu, hai să mergem? Vedem și noi. Da, dacă tot suntem aici, să vedem... S-ar putea să fie o sală de rugăciune. Nu-mi dau seama. Hai să vedem. Niște bănci destul de mari. Da, nu-mi dau seama ce e aici. Și nu scrie în engleză. Da, scrie doar... Plăcuțe. Scrie doar pe limba lor. Hai să urcăm. Uite, pe aici putem să urcăm. Avem priveliște pe partea asta la altă. Uite orașul. Am uitat cum se cheamă orașul ăsta de aici, din apropiere. Am scapă acum. Mamă, ce frumos. Ce frumos se vede. Și cum e, vezi acolo inorat? Acolo un pic de soare. Aici e mișto că te poți duce pe fiecare parte. Wow! Cât de tare! Te duc mola așa mai neasfaltat. Da. Da, se vede într-un mare fel locul ăsta. A avut dreptate că, într-adevăr, e un loc cu un view superb. E cel mai frumos loc cu view-uri superbe, atât de superbe, pe care l-am văzut până acum. Aha. Știi că am fi mers noi în foarte multe locuri, dar ăsta e cel mai frumos. Da. Știi că s-a luat cineva de mine că zic view, dar o să zic în continuare, că mi-e foarte la îndemână să zic că view. Că folosești cuvinte în engleză sau ce? Da, da, da. Dar asta e. Trebuie să mă suportați așa cu view. Cu view 360. Exact. Alina, zi view de 1000 de ori. Să încep acum? Ce? Să zici view? Da, 1000 de ori.
View. Ce frumos se vede de aici, turnul. Ia uite că sunt ceva persoane acolo. Vezi că de înguste acolo au loc doar... O persoană. Da, da, doar câte o persoană, așa, coboară în șir indian. Și din ce în ce urci mai sus, de-aia e mai complicat. Flexul lui Cristianao a venit aici, a templu. Mă rog, e tot burmașină, dar se aude... Flex, frate, nu contează ce e, îi spune flex. Cristianao, vină tată și ia-ți flexul. Am venit și noi într-un loc frumos și ne bâzâie asta în cap aici. Tu ești vinovatul pentru toate flexurile de pe planeta asta. Să sperăm că nu ne apucă ploaia. Așa cum e, trebuie. Nu, că e ok, e ok. No, nu-ți face probleme. Hai să intrăm în templu. Bineînțeles că a pornit flexul. Vedeți cum sunt stâlpii ăștia din piatră. Cât de tare. Bine, ăștia sunt stâlpi adevărați și că ăștia sunt ornamentali. Dar oricum, pot să susțină și ăștia. Exact, asta vreau să zic. Sunt stâlpi și alumea de susținere. Păi să țipăm, Alina! Hai înăuntru! Hai să țipăm! Hai înăuntru, ce pare! Hai înăuntru că ne-a zăpăcit nepotul. Așa. Și aici bănuiesc că pe scări. Ia, stai puțin, că aici v-am arătat eu mai devreme că e templul acela hindus. Aha. Hai. Mai din fiind după zgomote. Ia să vedem. A, deci o parte o să urcăm așa, pe la interior. Și o parte pe afară. Ia să vedem. E ceva. Hai, ușurel. Da, e așa, știi, te poți plimba de jur împrejur. E superb. Da. E. Mamă, ce frumos e. Din ce în ce mai frumos. Wow. Chiar e într-un mare fel. Se vede orașul și munții de la înălțimea asta. Da. Hai să dăm așa un tur. Te ia mințeala dacă te uiți în jos. Stai că dacă vreți, vă fac pe aia cu amețeala. Ia uitați-vă puțin, fiți atenți la cameră. Și acum... Ați amețit? Ați amețit? A? E ok, hai. E ok, hai să urcăm. Mai departe. Wow. Ai grijă să-mi dai cu capul fix aici. Ma, am terminat o parte și de acum încolo cred că urcăm pe afară. Pe afară, da, trebuie să urcăm. Ia să vedem. Aici ce vedem? Aici, ce mișto se vede până jos. Da. Ia, ce avem aici? Un alt. Turnul princesei. Ăsta e turnul. Mă, pe aici e. A, pe aici? Pe aici, da. A, se putea și pe afară. Noi am luat-o pe înăuntru, dar se putea și pe afară. Păi nu, de la un punct se poate pe afară. Aha. Ia să vedem. Ah, și de aici încolo, doar pe afară. Da, hai că e bine. Ia uitați-vă cât mai avem. E ceva. Wow, un cezărică. Priveliștea, fără cuvinte. Și ce facem acum, Alina? Ce? Dăm drumul la 360. Pe asta fac, o pregătesc. Cum se vede acum? Ia uite cum se îngustează, bă! Oh. Au zis bine că unele persoane chiar n-au cum să meargă pe aici. Mie e teamă că n-am loc, dar nu știu. Fai de capul meu! Oaleu! Asta da aventură, ce zărau! Ia vezi aici. Așa. Mamă! Hai stai să intrăm aici. Bagă-te la ghepatul. Ah. And me? Thank you. I'll go for so that. I think we can. Oh, easy. You have parts that
I couldn't go through. Oh, so I will... It's gonna get like this. Oh. I'm not joking. Yeah, okay. Not to say anything, eh? Yeah. But it might be, it's like this, man. Oh. You will see. Yeah. I look at my size. Yeah. I couldn't go through. Well, I did go through, but like... Yeah. So... Maybe I will stuck. Yeah. Okay. See you. Well... Complicat. Foarte complicat, Cezaro. Să vedem cum facem, cum ne descurcăm mai, pe mai departe. Câte un pic. Yeah. Bine că avem locul de-asta unde să ne pitim. Aici e mai ok. Să vă mai dau să vedeți și peisaj. Mamă, hai că aici e bine. Aici e ok. Aici e bine. Wow! Bă, dar chiar te-ai amințea la. Da. Mamă, hai, Alina, de câte ori mă uit în jos, am impresia că se mișcă turnul cu mine. Hai, Alina. Stai să mă țin de perete. Uite, acolo sunt tuc-tucurile. Unul dintre ele e al nostru. A, da. A, uite acolo și pe... Al doilea dinspre și noi. Și pe Gianica. Gianica. Da. Gianica? Man, uite. Ia, ce tare. Acolo e o statuie, vezi? Departe, așa. E statuia pe lângă care noi am trecut, mi se pare. Da. Mamă, ce mișto de e locul. De la intrare. Ăla. Superb. Da, e statuia pe lângă care am trecut. Acolo o pistă de helicopter și un lac. Da, aici dacă puteți, veniți cu tuc-tucul. Și plimbați-vă pe aici, prin toată zona asta. Sau veniți cu tuc-tucul și pe aia coborâți pe jos. Că acum am văzut și noi că e foarte interesant experiența de aici. Dar nu cred că mai rămas cineva în turn. Nu se mai aud voci. Asta e de bine. Că suntem singuri. Mama, se îngustează. Ia uite, Alina. Tu crezi că eu urc într-o parte? Ca să fiu cât mai aproape de... De perete. Uaileu! O să țin camera mai aproape. Dă-mi mie camera, că eu mă descurc să țin bine. Nu, că tu ai două camere. Nu, iau tu pe asta. Gat, hai. Păcai. Aici cineva și-a scris iubirea. Rica și Cavi... Pasan și Cami, Macho, Riscan și Mișa. Hai, Macho, că vine ploaia. Lasă-i pe Macho. Boss, nu mai avem cum să mai urcăm. Eu o să încerc, dacă nu mai pus tu. Eu fac tot posibil. Dacă vei rămâi aici, îmi ții ghiozdanul și eu mă duc. Hai. Complicat? Complicat că mi-e și frică. Hai, că merge, mamă. Hai, mă, că sunt bine, intru. Dacă am încăput eu, uite, și merg așa. Bine, mai avem și ghiozdan, nu? Da, uite, că merge. Mamă, ce senzație! Să vezi la coborâre. Ăsta e test. Pentru persoane care au frică de înălțime, ăsta e un test. Dacă luci pe ăsta, cred că scap de orice frică. Da, eu urc și mă apucă frica. Dacă simți că nu mai poți, te bagi într-un din ăla, mă lași oamenii să trec și o iei ușor înapoi. Acum chiar că nu se mai poate. Gata, s-a îngustat? Da. S-a înjumătățit. Așa rău? Vorbesc. Da, să văd și eu că mă ții aici, în spate. Tu nu poți de curie, nu poți de burtă. Nu mai putem. Ok, lasă-mă că eu totuși vreau să încerc. Încearcă, boss, dar ai grijă cum încerci, te rog eu frumos. Da, Alina, gata. Bagă-te tu undeva aici. Așa. Nu reușește, Alina. Hai, Alina, că te așteptăm. Abia coboară. Unde ești, mă? Ia uitați-vă. Și cine a pățit așa? Pricopii a pățit așa.
Păi copii a pățit fix același lucru ca tine. N-am avut nicio problemă la urcare pentru că nu m-am uitat în jos, dar acum chiar n-am cum să nu mă uit în jos sau în față. Dacă mă uit în față e și mai rău. Pricope, și trebuie să mă uit la perete. Pricope a pățit exact ce ai pățit acum. Au eu zis că e ok. Eu acum trebuie să mă țin și de balustradă și de perete. Da, au zis că e ok și la coborâre și ei sau a fost nașpa. Te ia un gol în stomac. Da. Și e și frustrant pe deasupra pentru că eu n-am pățit niciodată chestia asta. Bine, n-am fost niciodată la înălțimea asta ca să o pățesc vreodată. Dar acum că, au și când văd străzile astea, șoselele sunt... Știți care e treaba? Vedeți că Alina n-a fost la înălțime, dar Cezarau n-are nicio problemă, pentru că Cezarau a fost toată viața lui la înălțime. Hai, că aici e bine, gata. Ești bine aici? Hai mă, că aici... Nici aici nu ești bine? Gheasan. Ești bine aici? Sunt bine, da, dar... Poți să pui ghiozdanul pe aici, pe undeva. Hai, că aici e ok. Să mergem înapoi. Pe Alina am lăsat-o acolo. Că na, chiar n-a putut, ați văzut și voi cât de speriată era. Și na, e normal. Pentru unii, când se simt în locuri înguste și la înălțime sau undeva la zipă, undeva pe sub pământ, poate fi nasol. Haideți să vedem cât o să pot să merg eu. Că băiatul ăsta se îngustează rău de tot. Aici e. Aici e problema. Problema. We can do it. Din când în când o să vă mai arăt și pe mine, dar o să vă arăt și peisajul. Hai, că aici e bine. Dacă reușim să ajungem în vârf, suntem șefi. Că eu am prins mecheria asta. Oh, dar aici deja e complicat. Ha, hai că merge. Merge. Un cutremur să nu vină. Că nu mai scap. Cel mai bine am observat că e să urci așa, cu fața înspre oraș. Hai, că aici e mai bine. Dar totuși, vedeți că oamenii urcă. Mai cu frică, mai așa, dar urcă. Так, только аккуратно, я слышу, что уже кто-то шушукит. Mai avem? A, mai avem puțin. Aproape am ajuns în vârf. Ну чего, Сань? Сейчас они залезут. Фотографироваться вы собираетесь? Хай. Aproape am ajuns. Am biruit. Hai mă, că dacă Cezarau a reușit, toată lumea reușește. Mai puțin cei cu frică, cei claustrofobi și cu frică de înălțime. That's it? Yeah. Ah, this is the end? Yeah. Listen. Ah, ok. That was all. Дима, вы тогда спуститесь, пацаны, выпустите, да? Да, верно. Хай, сейчас пойду мальсус. И сейчас видим на кубору. А, ка мы идем на кубору. Ну и... Ну и гау. Ниже спуститься на одно. Поместишься там? Как вам кажется экспериенция эта? Я вам скажу, что... Вы из камеры 360... Puteți să vedeți destul de bine. Să aveți o idee. De-aia am și ales să filmez cu ea. Dar trebuie să fiți aici ca să vă dați seama într-adevăr de situație. Și la coborâre văd că tot așa e bine. Tot cu fața înspre oraș.
și cu spatele înspre turn. Trebuie să aveți grijă la cap, ia uitați. Cum odată ne lovim în bostonete. Hai, că merge bine, bine. Hai, mă, că acum pot să mă consider că sunt fit, sunt bine. Nu e ce zarau așa de gras. Încă mai e loc. Dacă am căpuce zarau. Hai ce zarau, căpuți. Încă puțin. Aici deja e bine. Alina, unde ești, Alina? Aici mi se pare că s-a împotmolit, Alina. Exact, exact aici. Aveți aici de ce să vă țineți. Dar, da, dacă aveți frică de înălțimi și sunteți claustrofobi, nu veniți aici că e nasol. Sau s-ar putea să aflați când urcați dacă aveți probleme, cum a aflat Alina. Cum stătea ghemuită și n-avea curaj. O găsesc acolo în turnul princesei. Ia să vedem. Alina, princeso, te găsesc în turn? Ia uite. Până sus, până în vârf. Da. Cum ai trecut de 10 cm, 15 cm care erau acolo? Știu, meu e așa, să cobor, am coborât așa, uite așa. Am urcat și am coborât cu fața încolo și cu, și cu spate. Și mai bine acum. Alina? Hai, ce spui? Păi tu ai intrat, da? Ce zarau în cafe? Cine, mă? Ia uite, mă, ia. Nu pot eu. Dar tu te bagi pe locuri din astea, eu, oha. Dar nu mai știu pe unde am venit. Cred că pe afară, a, sau și pe aici. Nu știu dacă putem pe aici. Pe afară mai loc, se mai poate? Sunt scări, da. Hai pe afară. Dacă se mai poate pe afară, continuăm. E mai bine pe aici. Da. Adică sunt, e, sunt treptele late și e ok. Și nici nu mai bate vântul. Uite, ăla, auzi, Alina, turnul ăla de acolo e pentru începători. Ăla e tot un turn. Ăla e ambulul, lava ăla micu. Da. Uite, aici mi-e, mi-e ok. Da? Sunt bine aici, da. Pentru că... Ai spațiu mult. Aici am mai stat. Am fost mai devreme și am stat. Și am și spațiu mult. Aha, aha. Adică n-am impresia că ceva mă împinge. Aveam impresia că peretele mă împinge peste balustradă. Acolo era atât de îngust. Aha, deci fii atent, Alina. Aici avem, ăsta este o moschee, este, vezi, după, după semiluna aia și după stea. Da. Aici este templul hindus. Hai să mergem puțin mai aproape. A, și ăsta este... Da, templul hindus. Aici este un, o biserică catolică. Uitați-le acolo sus pe, pe Domnul. Pe Jesus. Pe Jesus. Și acolo, locul cel mai mare, asta e un pic de discriminare, dar asta e, este Buddha, pentru că, da, aici în Sri Lanka 70% sunt budiști. Dacă și-au permis să-și aloce locul cel mai mare. Înapoi la cutiuță, dacă vin și eu, opa, a început și ploaia. De la turnul din Ambuluaua, în balconul nostru de aici, din Candy, am ajuns acasă și acum, tu ce faci, Alina? Iar grohăi? Ia să-ți bag puțin în lumină așa, ia. Păi la ce mai bag lumină? Păi e mai bine, că nu ne ajunge aia de afară. Okay. Bun. Să spunem ce am cheltuit astăzi, nu? Nu, hai să facem, să facem altceva. Hai să vin și eu aici. În partea asta frumoasă așa de, de balcon. Uite așa. Încheiem, după cum v-am spus, cu acest vlog aventura noastră de aici din Sri Lanka. După cum puteți observa în balconul nostru, trebuie să aprindem lumina pentru că nu avem electricitate. Aceeași problemă. Din și nou. Na, e foarte, foarte complicat. Ne gândeam că ajungem acum și o să putem să lucrăm ceva dacă pe timpul zilei a fost curentul oprit. Vreau să termin vlogul de publicat
Nu știu dacă o să pot, o să încerc de pe telefon, pentru că l-am lăsat la aplaudat când am plecat și am văzut că e urcat. O să încerc să intru de pe telefon, să-i fac titlul, descrierea, dar e foarte, foarte greu. Și asta ar fi cea mai mică problemă. Problema mare e cu lucrul, pentru că dacă nu lucrăm, nu vin bănuții și așa avem, nu știu, cred că avem vreo 6 zile în care am lucrat așa, câteva ore adunate. Asta înseamnă o săptămână în urmă de lucru. Da. Și da. Nu e ok. Mergem către următoarea destinație. O să mai deschidem camera ca să filmăm trâmbălatul, dar nu foarte mult. O să mergem să facem aici testele, vedem dacă putem să filmăm ceva sau nu. Când o să mergem, o să mergem cu trenul, uite să vedeți și voi cum e la clasa 1 aici în Sri Lanka. Da, că am cumpărat biletele deja și... Da. Și o să vă arătăm de acolo și o să legăm acel vlog exact de plecarea noastră. Bun, pe ziua de azi, pentru că am fost și am vizitat acel loc frumos, am ajuns la suma de... $70. Cu restaurant. Am avut impresia că e fără restaurant. $70. Asta înseamnă... Vă 280... 270 mulți de lei. Mulți bani cheltuia, Lino. 270 de lei. 313. S-a ridicat dolarul. S-a ridicat dolarul. Ia să vedem cât s-a ridicat dolarul. Păi n-ai de unde să știi că s-a ridicat dolarul. 4,47. Așa aflu că s-a ridicat dolarul. Vezi că aplicația mea e foarte tare. E bine. Da, $70 pe ziua de azi, ceea ce a însemnat biletele acolo la intrare. I-am plătit domnului să vină să ne ia de acasă, să ne ducă acolo. După aceea a mai fost cu noi prin oraș, am mai scos niște bani de la bancomat, după care am fost și am făcut niște cumpărături. Asta după noi și ne-a așteptat. A fost foarte, foarte ok. Și da, până în următorul vlog de aici, n-aș mai vrea să zic că de aici din Sri Lanka, dar na, până la urmă o să fie tot din Sri Lanka, că o să fie cu plecatul. O să începem cu el. Da, și o să continuăm. Și o să terminăm cu el în următoarea destinație. Da. Da. Ok. Dacă sunt printre voi oameni care n-au dat subscribe canalul nostru, poate să facă acum, apăsați și clopoțelul pentru notificări și ne găsiți și pe Caesar Show. Pe Instagram, scuzați-mă, că pe Caesar Show ne găsiți oricum. Important e, dacă știți de Caesar Show... Important e să știți că ne găsiți și pe YouTube, și pe Instagram, și pe TikTok cu același nume. Dacă știți de Caesar Show, atunci știți de tot. Dați-ne un follow și pe Instagram și vă așteptăm și pe TikTok. Așa că ne vedem, cred că din tren. Dar până atunci vă mai las așa un pic de priveliște, mă rog, cu ceața asta. Apropo, dacă vedeți voi în depărtare, da, m-aș mira, e o clădire fix în direcția aia cu lumina albastră. Acolo este spitalul unde trebuie să mergem să facem testele mâine dimineață.